jocul de astăzi am spus da pentru 24 de ore prietenilor mei. Acum pe ecran aveți câteva dintre chestiile pe care ei m-au pus să le fac. Și dacă mai vreți content de genul în continuare, neapărat abonați-vă canalului, apăsați butonul de like să văd că facem multe like-uri la clipul ăsta și neapărat follow pe Instagram. La mine în casă. De la tine să vreau să aud primele chestii pentru care eu o să trească să zic da, de fapt o să fiu obligat să zic, dar n-am voie să refuz. Dacă refuz mă pedepsești și îmi dai cu piciorul sau ceva. Uite, îți dau acest cuțit și trebuie să-ți... Tai. Bă! Nu! Nu, bă, deci efectiv m-ai prins cu vlogul ăsta la perfecție, bă, mai bine de atât, nici că nu se putea. În primul rând am de făcut curat în cușcă la puiul pentru că e plin de căcat de mâncare, plin de peste tot. Deci îți trebuie să-i speli cu olivia lui puiul și după aia să-mi speli și mașina interior-exterior. Ok, fac vlog, sunt sclav lui Sebi. Hai mănușă să-mi dai să-mi pun pe mână. Da, mănușă, mă, frate. Păi și curăț cum... Mamă, la... Fac așa cu unghia. Puiu! Da, faci. Bă, păi și eu cum mă lup cu asta cât timp îi curăț cușca? Ce-i fac? Bă, fii atent. Gen, o să ridici astea pe partea alta. Doar o să ridici asta în sus și îl pui pe jos, aici. Și pui astea tot în cușca. Mai am misiune, să scoți bățul ăsta de jos, pe plin de căcat. De ce? Mea n-ai mănușă. Stai așa, deci trebuie să pui un f*** și m-am speriat. Nu fă mișcări bruște, trebuie să fii zen. Trebuie să-mi alinez chakra cu al lui. Da. Poate mă zic, bă! Mă, deci că e... Cum era... Cum era să ție melc? Care să-mi iau melc? Cred că mi-au eu. Asta o luăm și o ducem dincolo, nu ca să o curățăm. Da. Pe aici, mă. Cum ar fi să găsim că vine cu cutia după noi? Și cum căcat curăța asta? Stai. Păr din plasa asta. Ai o linguriță? Toarnă, mă, direct. Bine, mă. Ce nu fac eu pentru puiul? Rostru al tău. Vrei să nu dai pe jos că te bat. De ce nu mi-ai zis că... Băi! Că se întâmplă asta. Dar n-a știut. Băi, vezi că dai pe... Hai, dai, fă ce vrei. Nu pot să scot. Ce gândit ce să arată scâncă grăcită. Bagă un cuptor. Ia să mâncăm. Bă, dar asta e prima dată când îi faci curatul ăsta în cușcă? Da, tu ești primul. Ține minte, puiul, că vezi vlogul ăsta, când mai crești tu mare. Să mă ții minte. Place vlogul ăsta, bă? Îți place, nu? Da. Mă bucur. Și acum asta cum le-au? Aia mătură. Tu și mătura și fără și uite ce mă așteptau. Legit, eu nu știu să dau cu mătura. Nu zi așa. Bă, gâne, bă, dar nu am gândit și eu să fac vlogul ăsta după ce îi făceai tu până la puiul sau după ce îți spălai tu mașina. Bă, nu știu să-mi dea și ceilalți. Cine crezi că o să-mi dea cea mai grea chestie? Bă, habar n-am, nu știu. Da, ce mai fac? Da, bun, acum bag la voi. Șterge-o. De ce? De căcat. Uite, și aici e căcat. Trebuie să speli. Nu, speli de căcat. Da, asta e și ideea. Vrei să speli un șervețel umed sau să speli în cadă? Cu limba. Mai mult asta. Asta de căcat pe delicios. Mamă, dacă se rupe și-mi trece degetul prin el, ai văzut vreodată când ești trăs la fund să-ți se rupă hârtia să-ți intre degetul? Da, în fiecare zi. O să faci ciment. Cu el construiești o casă. Da, nu mai cu forță, mă. Dacă mă, cu forță, mă. Poate scapă mâna în el. De ce ai șarpele ăsta? Bă, nu știu sincer cum a apărut aici. Mă duc să-l dau lui puiu. Puiu. Gata, aruncăm șarpele. Da, bă, că eu trebuia să spăl bățul ăla, nu tu. Poate n-a zis. Nu. Dă-i limbă. Nu, dă-i tu limbă. N-ai voie să zici nu. Pune limba pe el. Bă, poate să fac niște servicii, dar asta mă sclăvești. Vreau să-l ating pe puiul, pe bune că vreau. Bă, tare, deschis al treilea ochi, nu mai vreau. Robi, fii atent, vreau să mă duc în mall și să-mi cumperi un tricou. Mă pui să bag mâna în buzunar? Am un tricou de ăla la 30 de lei, 40 de lei. Bine, mă-ți iau un tricou. La mine a expirat, mai poți să-mi cumperi și mie chestii. Bă, ideea e că zic da la orice. Bun, deci îți iau un tricou. Da, și-mi faci și 5 de. Și mie și la Mireana. Și mie, mă. Și la Sebi. Deci plătesc masa. Da. Două ori am plătit masa, o dată 300 de lei și o dată 297 de lei. Încă țin minte. Mi-ești tu un tricou, nu? Îți iau un tricou. Cel mai frumos tricou. Ție ți-l iau. Să vină bine pe tine. We are here. This is my car. Da, la, la, la. Este micuneala mea. Acum asta să te ajut. Mi-aduc aminte că ai mă-nspărat și eu. Servicii premium.
Bă, mă pune, cât mai dat toate de mult interes să spui mașina asta? Dar uite ce am făcut ce pe bun. Vrei și pe plafon, bă! Stai, 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 gândește-te, dai cu... Bă, cu asta? Da. De ce să dai cu peria? E bine, freacă numai. Scări mașina. Nu, no, freacă, freacă. Ia uite, bă, tu niciodată nu faci asta. Mă răspuni! Tot am ajuns la mall și murim de foame și n-ai voie să te refuzi, să ne cumperi pretzel dog. 3. Eu vreau cu extra ham and cheese. Nu. Băi, eu mai vreau un PlayStation, Robi. Toți și alții am mâncat, frate, dar n-am singurul nemâncat. Aaa, păi și n-ai tu chef să stai la coadă în locul meu? Dacă tot e... Pot să fac asta? N-am luat niciodată de la drive fără mașină? Uite, aștept în parcare. Ok, o să fac asta. Perfect. Frumos în mașină, n-am treabă. Am ajuns, parcă, mă rog, parchez și eu frumos mașină și te aștept aici. Bine, așa, eu... uite, fix, acolo te duci. Și stai puțin să mă gândesc ce vreau să zic să iei la fix, nu cumva să greșești, da? Pare rău că ai zis că vrei să mă bagi pe mine în vlogul ăsta, nu? Un pic. Te-ți dau și cardul să nu zici că te pun să-și plătești de la tine, că să mă cără fătă fără râd că mă. Gata, tovarăși, am ajuns și acum o să ne punem la coadă. Mă simt foarte inconfortabil să stau aici. Uitați-l, uitați-l cum stă acolo în mașină. Nu se întâmplă nimic. Nu pot pe jos? Păi am și mașina acolo. În restaurant, eu nu pot să te iau aici, decât pe mașină. Da, da, fără. N-am vrut să iau de la drive-thru, dar... A durat jumătate de oră în plus, dar... Găsă și mie sosurile astea până fac eu. Mi-e dat tot de făcut, stai că... Cu o mână mai greu, știu. Băi, ok, pe jumate. De tot îmi trebuie. Aoleu. Bă, vede, e cea mai grea chestie de făcut. O să-l dau pe jos. Te rog, încearcă să nu, ia. Nu pot. Încerc să spun da prietenilor mei. Dai jos tricoul și bagi 20 de flutări. Da. Pe iarbă. Poți să fac cu tricoul tău cu uite cât de tare e. Nu. Uite, fără... e tare. 20. E foame, mor de foame, Robi, așa că o să-mi aleg aici un meniu. Nu contează ce mi aleg, dar contează că tu o să plătești, nu? Plătește. Fii atent, Robi. Fac ca jufureu. Vreau să faci, vreau să faci 10 genoflexiuni din spate. Ce mă, ești? Fii atent, hai, eu le fac. Nu răspunde părțuri. Oba, haide, ești gata? Haide, tați. Una. Vreau mai jos. Bă! Două. Bă, nu te simt. Ești cu ghiozdan. Gami rucsacul. Eu unde mă ce m-au pus ăștia la sport, avaia în carusel, vai să dați mă la pe mine, băi. Ce? Gata, mă. Oprește. Băi, băi, nu fii atent. Chiar am așteptat să mă întreb și pe mine, pentru că vreau ceva foarte. Deci am poftă, nu sunt gravidă sau ceva, dar am poftă foarte tare de un 7 Days Hazelnut, ok? Pentru că Hazelnut e preferatul meu. De dimineața. E 1.44. Pe un cor, te rog mult. Da. Corect. Mă duc la magazin. Deci doar corn cu hazelnut, da? Ok, hai că am plecat. Ok, pa! Am ajuns până la non-stop pe jos. Hai să vedem ce corn o să-i găsim. Și dacă nu o să găsim cu ciocolată, presupun că e destul de rău, pentru că nu mi-a dat de ales. Danny! Danny! Uite! Uite, ți-a ajuns cornul. Toată lumea are nevoie de un prieten care o vii, se duce la 2 dimineața și vrea corn. Cu plăcere. Băi, ți-am păstrat toate bonurile, o să mergem 100% pe încredere. Sebi mi-a rupt buzunarul, ideea e că și-a luat haine, vino încoace. Și-a luat haine de 400 de lei. Am renunțat la câteva. Și-a dat 400 de lei. Ce-ai făcut o piruetă? Nu știu. Fiți atent, stați așa, că eu nu mă uitați să văd ce-și-a luat Sebi. Ăsta e tricoul lui Penuț, foarte frumos tricoul, unul negru. Facem aici repede haul. Ăștia sunt ochelari ai Mirianei. Cu plăcere. Și asta credeam de trepă. Pe bune, asta e cămeșă. Bă, Sebi chiar se îmbracă bine de vară. Bă, chiar te îmbraci bine. Bă. Chiar te îmbraci bine pe banii altora. Este. Bă, ăsta rău de tot. Sunt pantaloni ăștia, mai sunt unii verzi. Îmi plac foarte mult pantaloni scurți, după cum se vede. Ăștia și mai e chestia asta. Asta ce e? Tricou. Care a fost totalul ăsta? 400 de lei, 500, 120 de euro. Dați like că... nu cred că mi-au banii înapoi pe clipul ăsta niciodată. Dați like pentru partea a doua. M-ai supărat, Robi. De ce te-am supărat? Cumpărat haine de 400 de lei, eu care am 3 hanorace la mine și 2 perechi de pantaloni, mi-ai cumpărat un tricou de 30 de lei. Și asta e...
asta de pe el, le-am dat tot eu. Am deschis portbagajul și m-a tras Sebi dacă vreau șapca asta. Să facă tot ție, Robi. Dacă e furată, nu vreau. Păi și cum vrei să o porfi? Fii atent, că purtăm, mamă, trebuie să-mi dau repede un tatuaj aici. Așa avea un tatuaj acolo pe picior, ar fi bombă. Stă bine, vere, bă, că... stă bine, mă, arăți așa, bizboi, gen, ale, ale. Bizboi, asta așa. Tu ceva ce poți face chiar aici, chiar acum, cu cele două mânuțe ale tale, ai putea să faci niște masaj. Au, mă, doare. Nu-i nimic ce dragi, mă.